Și în acest caz, pentru cum ajungi la proiecte personale? Vrei să spui că în afara unui angajator te gândești să realizezi tu ceva? Mulțumesc! Deci, Nicoleta, când vine vorba de proiecte personale, astea sunt proiecte pe care, într-adevăr, le realizezi tu. ok? Și cum le realizezi? Păi, în momentul în care tu ai învățat programare suficient de bine, ar trebui să fii capabilă să creezi aplicații de la zero. Okay. Să te gândești, bun, vreau să fac o versiune simplificată de e-mail. Ok? Bun, vreau să fac o versiune simplificată de e-mail. Păi, mă apuc și mă pun la calculator și o fac, știu cum să o fac. Deci ăsta e nivelul la care vrei să ajungi. Practic atunci o să fii, o să fii angajată, doar în momentul în care poți să faci aplicații de la zero. Și te pui și chiar implementezi proiectele. Astea pe urmă le pui în CV și pe urmă aplici la interviuri. Dacă sneculă la cel ce l-a făcut, știe ce face fiecare linie de cod de acolo și toată logica din spate, nu văd de ce nu ar fi ok. Cel puțin n-a făcut doar copy-paste. Da, uite, asta e o capcană foarte, foarte mare. Practic, ce spui tu e că nu e greșit să copiezi cod din tutoriale atâta timp cât tu știi ce face fiecare linie de cod din tutorial. Și, Alexandru, o să te contrazic la chestia asta. Pentru că, în realitate tu nu o să mai faci snake-ul ăla niciodată. Sunt șanse atât de mici ca tu să te duci la interviu și să-ți dea să faci fix un snake. Și o diferență dintre a ști ce face fiecare linie sau să știi să crezi tu de la zero fiecare linie. Pentru că, în general, codul e ușor de înțeles. E ușor să vin să-ți arăt niște cod și, până la urmă, să-ți dai seama ce face acel cod. Ce e mult mai greu e să-ți vină ideea ca să scrii liniile alea de cod, să fii inspirat, să poți să faci tu ceva de la zero. Și asta e problema în tutoriale, că în tutoriale nu ți arată procesul de gândire. Și și dacă ți l-ar arătat, dai timp cât nu ai, nu ai venit tu cu ideea, nu o să-ți dezvolți gândirea prea mult. Și atunci, Soluția nu e să copiezi și după aia stau să mă uit pe ce am copiat și să înțeleg fiecare linie de cod Soluția este să mă forțez pe mine să fac de la zero Acum, într-adevăr, dacă începi prima dată să creezi un snake de la zero Automat că nu o să-ți iasă și o să te simți pierdut și descurajat și demoralizat Dar Toată ideea este să începi cu proiecte simple pe care le poți face tu de la zero, la care poți să-ți vină ideile. Okay? Deci, asta, asta e răspunsul și asta e părerea mea despre tutorialele în care ți se dă soluția pe tavă.